Țara Cărților Nelansate, rămân în zona știință. Alex Doppelganger, Pământul este plat, cum să ne ferim de capcanele pseudoștiinței. O carte extraordinară între teoretic științific și autobiografic, Anxietatea lui Scott Stossel, un bestseller New York Times. O carte de căpătâi despre om, ca să spun așa, John Hans, Cosmo Sapiens, evoluția omului, de la originile universului. În eseistică, domnul Liceanu, vă rog, dacă vreți să puneți un accent pe cărțile pe care le arăt și nu au fost lansate, știu că Paul Johnson vă e aproape, creatorii, după bestsellerul intelectualii, îl avem pe Paul Johnson cu creatorii, eseu filozofie Pierre Hadot, filozofia ca mod de viață, o premieră editorială, pentru prima dată tradusă în limba română, Machiavelli, cu comentarii la prima decadă a lui Titus Livius. E un eveniment editorial datorat Smaranda Elian în Biblioteca Italiană. Istorie, o carte care deja face valuri, face scandal, am supărat destul de multă lume deja, dar n-au temei să fie supărați. Catherine Nixey, Epoca Întunecării, cum a distrus creștinismul în lumea clasică, nu este o carte anticreștină, simt nevoia să spun asta. Și îi rog pe cei care simt nevoia să o critique fără să o fi citit, să binevoiască întâi să o citească. Ioan Stanomir, o nouă carte a politologului Ioan Stanomir, Așteptând Revoluția, fașoptismul și vocile sale. Două volume spectaculoase ale lui Radu Oltean. El a avut doar sesiune de autografe și o lansare de librărie. Ne vom mai întâlni cu el. Este cel care i-a ilustrat lui Neagu Giuvara cărțile pentru copii, cea despre Vlad Țepeș, cea despre Mircea cel Bătrân și cum s-a născut poporul român. Aici îl avem ca autor în dublă postură, de autor de text și de autor de ilustrație, un documentarist și un grafician excepțional. Și mă apropii de lansarea cărților nelansate la Humanitas Fiction, prezentând și trei cărți de literatură română. Tatiana Niculescu, Nopțile Patriarcului, va vorbi deja Radu Paraschivescu despre ea. Un roman nou al lui Cătălin Miculeac, Deborah, un roman excepțional, cum a fost și America este pogrom. Și închei, arătându-vă una dintre toate cele mai frumoase și mai de făcut cadou cărți înainte de Crăciun, Integrala poemelor Ana Blandiana. Lansarea cu Ana Blandiana o vom face la librăria Humanitas de la Cismigiu, cred că în 12 decembrie. Denisa?